Bun găsit, dragii mei! O adolescentă din Rusia, o adolescentă de 14 ani din Rusia a murit în timp ce asculta muzică la telefon. Avea căștile puse în ureche, telefonul era pus la încărcat și din cauza supraîncălzirii bateriei aceasta a explodat și fiind în apropierea capului a produs răni majore și adolescenta a decedat. În Rusia au fost mai multe cazuri de acest gen, dar și în alte părți ale lumii. Foarte interesant că nu ar trebui să ascultăm sau să ținem telefonul mobil foarte aproape de cap în momentul în care îl încărcăm. În general, nu este bine să-l ținem aproape de noi. E drept că adolescenta și asculta muzică. Aceste două, iată, informații. Pe de-o parte, telefonul mergea difuzând muzică, de altă parte, el era și la încărcat. Pur și simplu, bateria a explodat. Cei care au scris articolul nu au dezvăluit însă și firma telefonului, nu știm exact ce telefon era acela. Probabil că tocmai din cauza faptului că producătorul a solicitat să nu-i se facă o astfel de reclamă negativă. Iată că se poate muri cu adevărat, clar și într-o cauză directă din cauza utilizării telefonului așa, la nesfârșit. Nu exagerați cu telefonul, chiar dacă nu îi explodează bateria, este nociv și Organizația Mondială a Sănătății a mai vorbit despre asta într-un alt blog, a făcut public acest lucru cu mai bine de 5 ani în urmă, că nu este bine să avem telefoanele mobile aproape de cap, ci la o distanță de cel puțin 50 de centimetri, care poate să fie inofensivă. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, o zi minunată să aveți!